cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță la Europa FM. DNA să vină să vă ia. Se aude acest slogan de o bună bucată de vreme în piețele publice din România, în marile orașe, prin preajma Parlamentului, ba chiar în fața la Ministerul Justiției, l-am auzit la un moment dat. Iată, a venit DNA-ul la Europa FM, presupun că nu are de ce să ne ia. Spun bine, Laura Codruța Căveși. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, am venit să stăm de vorbă. Bun. Un raport parțial, înțelegem, al Comisiei Parlamentare care a anchetat organizarea alegerilor din 2009, rezultatul scrutinului prezidențial de atunci, sunteți menționată cu refuzul binecunoscut deja de a lua parte la audierile organizate acolo. Încă o dată, deși ați mai oferit explicații în această privință, de ce? Pentru că am respectat legea. Anume? Am respectat legea care nu mă obligă să mă prezint la Parlament, așa cum am procedat și în 2007 când eram procuror general. Nu există nicio prevedere legală în baza căreia un procuror să fie obligat să meargă să dea explicații în Parlament. Atunci am cerut punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, s-a dat o hotărâre de principiu. Același lucru am făcut și acum. În schimb, am răspuns la toate adresele care mi-au fost trimise de către această comisie și am spus că nu dețin informații legate de obiectul anchetei pe care dumnealor îl au. Dar după cunoștința mea, nu există nicio prevedere legală care să vă interzică să vă duceți acolo. De ce n-ați vrea să vorbiți cu Parlamentul, care până la urmă este organul deliberativ, cea mai importantă putere în stat, dacă ar fi să-i spun așa? De ce nu v-ați dus totuși? Vorbitul și ați da o invitație pentru a discuta anumite chestiuni care vizează activitatea de legiferare este una, dar nu citarea pentru audiere într-o comisie de anchetă. Procurorii și judecătorii răspund în fața legii, ei sunt anchetați ori de procurori, ori de inspecția judiciară. Ca atare, potrivit legii, eu nu mă pot prezenta undeva într-o comisie de anchetă care nu are atribuții să ancheteze activitatea profesională pe care eu am desfășurat-o sau o desfășor. Mai mult decât atât, statutul nostru de independență ne conferă acest drept și puterile în stat sunt împărțite. Dacă noi suntem cercetați de inspecția judiciară sau de alți procurori, nu există nicio obligație legală de a te prezenta în calitate de martor sau în altă calitate la o altă comisie de anchetă. Cel puțin asta este legislația în vigoare în acest moment. Păi, tocmai una dintre propunerile Comisiei Parlamentare de Anchetă este ca cine refuză în viitor participarea la audieri să-și piardă funcția și să nu mai poată să o ocupe timp de 3 ani după aceea. Da, nu o să comentez. Când o să fie un proiect de lege, dacă are legătură cu activitatea noastră profesională, am să fac atunci comentarii. Până atunci nu comentez activitatea acestei comisii și nici propunerile lor. Dar s-a mai discutat în vremea din urmă intens despre acel principiu constituțional al colaborării loiale dintre instituțiile statului. L-a adus ministrul Tudorel Toader în discuție. E menționat explicit în raportul acestei comisii. Cum îl interpretați dumneavoastră din punctul acesta de vedere? Loialitatea instituției între instituții trebuie să fie reciprocă. Din punctul meu de vedere, eu am răspuns la toate solicitările care mi-au fost adresate. Eu nu pot fi obligată să dau un răspuns altul decât cel pe care eu pot să-l dau. Sau să spun alte lucruri decât cele care s-au întâmplat sau nu s-au întâmplat. Dar de partea cealaltă, deci, că am dat un răspuns care unor persoane nu le-a convenit, asta nu înseamnă că eu nu am răspuns la acele solicitări. Am răspuns de fiecare dată la ceea ce am fost întrebată, am spus ce știam sau ce nu știam și cu asta, din punctul meu de vedere, cred că am îndeplinit aceste condiții ale loialității instituționale. Mai ales că nu aveau legătură cu atribuțiile mele de serviciu ca procuror șef al DNA. Dar de partea cealaltă ați spune că era voință din partea Parlamentului sau a acestei comisii specific care v-a invitat acolo? Nu, pot să spun că este rea credință. Ei au trimis niște întrebări, au trimis niște adrese și au exercitat atribuțiile pe care le au în comisie. Nu, i-am acuzat niciodată și nici nu consider că sunt de rea credință. E foarte posibil ca lucrurile să se ducă mai departe la Curtea Constituțională, motiv pentru care v-aș întreba dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, există premizele unui conflict instituțional între parchete, nu numai DNA, și Parlament în momentul acesta.
Aceasta este atribuția Curții Constituționale, să constate dacă este sau nu conflict. Eu nu pot să anticipez o astfel de soluție, nu știu și nu este treaba mea. Nu putem să nu observăm totuși o înăsprire a retoricii din ambele părți. Și procurorii au contestat vehement propunerile de modificare a legilor justiției formulate de Tudorel Toader și domnia sa a răspuns, dacă mi-aduc bine aminte, unii vorbesc ce știu, eu știu ce vorbesc, citat aproximativ, și așa mai departe. Bun, eu n-am să comentez ce zice domnul ministru al justiției, dar am văzut că în spațiu public au fost foarte multe afirmații de genul că procurorii nu fac legi. Da, este adevărat, procurorii nu fac legi, procurorii aplică legea, este foarte adevărat și de aceea nici nu comentez acest lucru. Dar acest lucru nu înseamnă că noi nu avem dreptul la opinie. Când un proiect de lege este pus în dezbatere publică, putem să ne exprimăm un punct de vedere. Nu ne interzice nimeni. Nu scrie în nicio lege. Dacă ești procuror, de mâine nu mai ai voie să-ți exprimi punctul de vedere pe un proiect de lege. Este un proiect de lege care a fost afișat, s-au exprimat puncte de vedere în spațiu public de către procurori, judecători, avocați, societate civilă, jurnaliști. Deci acest drept la opinie nu cred că ne poate fi luat. Pe de altă parte, noi suntem primii care aplicăm legislația penală. Atunci când sunt modificări în lege care ne vizează activitatea sau vizează legi cu care noi lucrăm, noi putem să furnizăm un punct de vedere. Ce se întâmplă dacă o dispoziție este modificată? Cu argumente sau cu statistici? Și putem să arătăm. În situația în care o astfel de dispoziție intră în vigoare, pot fi aceste consecințe. Dacă se ține cont de acest punct de vedere sau nu, nu este treaba noastră. Dar noi putem să facem acest lucru și avem dreptul să facem acest lucru și ne simțim obligați să facem acest lucru. Și când s-a modificat codul penal și codul de procedură penală, am făcut aceste observații de fiecare dată când au fost modificate legi care aveau dispoziții penale sau dispoziții de procedură penală, noi am transmis puncte de vedere. Până una alta, doamna Codruța Căveși, se va tranșa, după cum ne-a asigurat premierul Mihai Tudose foarte de curând, în Parlament întreaga chestiune, cum bine ziceți, procurorii nu fac legile, le aplică, exprimați-vă o opinie, două, despre ceea ce ați apucat să citiți în proiectul oficial asumat de Tudorel Toader. Ce-ar fi în neregulă din punctul de vedere al DNA? Noi am făcut și o adunare generală înainte de a apărea acest proiect. În prezent suntem într-o procedură de consultare pe fiecare articol din acest proiect. Sunt câteva dispoziții pe care noi le-am semnalat ca fiind de natură să afecteze în mod grav independența magistraților. Dar aș vrea să precizez că punctul nostru de vedere a vizat doar acele modificări care se referă la activitatea procurorilor. Noi n-am pus în dezbatere modificări care vizează activitatea judecătorilor, tocmai că ne-am limitat la ceea ce ne poate influența nouă activitatea. Sau inspecției judiciare, de pildă. Da, pentru că inspecția judiciară are atribuții foarte multe legate de activitatea noastră. Dar noi am semnalat următoarele probleme de natură a încălca independența procurorilor. În primul rând, trecerea inspecției judiciare în subordinea ministrului justiției. Să nu uităm că de-a lungul timpului, miniștrii de justiție au fost miniștri de justiție independenți, dar au fost și miniștri de justiție care făceau parte dintr-un partid politic. Nu e cazul actualului ministru, dacă exact. Atunci când inspecția judiciară, care are ca principale atribuții cercetarea disciplinară și efectuarea de verificări și controle asupra activității procurorilor, să fie subordonate unui om politic. Este o problemă, din punctul nostru de vedere. Apoi mai sunt câteva dispoziții care... Mi-aș permite să vă întrerup un moment. Președintele e obligat constituțional să nu aibă afiliere politică, dar tot ca om politic este ales, nu? Bun. Eu nu comentez aceste chestiuni, cine, cum trebuie să fie ales. Eu spun doar că o instituție din sistemul judiciar, care are atribuții asupra activității procurorilor și judecătorilor și care sunt independenți în activitate, trebuie să fie și acea instituție independentă. Ea nu trebuie subordonată politic. Pentru că inspecția judiciară a mai fost în subordinea Ministerului Justiției, anterior anului 2004. Ministrul Justiției avea posibilitatea să dea dispoziții privind deschiderea unei anchete penale. Ori în acest moment nici măcar un procuror șef nu poate să dea dispoziții unui procuror să deschidă sau să închidă o anchetă. Imaginați-vă dacă un om politic ar conduce această instituție sau procurorii ar fi subordonați politic, mă întreb câte anchete în care sunt implicați membrii unui partid politic vor mai putea fi făcute. Doamna Căveși, dar cum vă explicați apariția acestei propuneri printre cele făcute publice de domnul Tudorel Toader?
E foarte greu să vă răspund, pentru că noi nu am văzut niciun fel de notă de fundamentare, nu am văzut niciun fel de analiză, nu știu care sunt argumentele care sunt folosite pentru această modificare, nu știu ce analize au fost avute în vedere. Pare un proiect care inventariază niște probleme din sistemul de justiție, dar ele nu provin din interiorul sistemului de justiție. Mă spun, noi nu am primit solicitări nici de la CSM, nici de la Ministerul Justiției, nici de la alte instituții de a exprima puncte de vedere cu privire la anumite legi care trebuie modificate sau la anumite probleme pe care noi le întâmpinăm, ca să pot spune că da, din interiorul sistemului s-au făcut astfel de propuneri. Și atunci de unde vin? Dacă nu vin din sistem, de unde vin propunerile astea? Cred că domnul ministru al Justiției trebuie să explice ce a avut în vedere când a făcut aceste modificări. Dar nu vorbiți cu domnia sa, nu v-ați mai întâlnit? Când v-ați întâlnit ultima oară? Ultima întâlnire, de fapt și singura întâlnire pe care am avut-o între patru ochi, a fost înainte de a anunța public rezultatul evaluării cu privire la moduri de respectare a legii după decizia Curții Constituționale date pe conflictul de... Asta se întâmpla înainte ca propunerile instituții să fie făcute publice, da, dacă nu greșesc. Da. Și de atunci n-ați mai vorbit cu domnia sa nici la telefon, nici în... Au mai fost câteva întâlniri premergătoare MCV-ului și câteva întâlniri la care a participat domnul ministru în calitate oficială, dar n-am avut discuții legate de activitatea DNA sau despre aceste proiecte de lege. Bun, nu ne puteți explica în clar dacă ar exista un conflict de natură constituțională între procuratură și Parlament, dar există un conflict între DNA și Inspecția Judiciară. Oare astăzi am aflat că Inspecția a pornit o acțiune disciplinară împotriva a trei procurori de la DNA, Marius Bulancea, Paul Dumitriu, Jean Uncheșelu, cei implicați în ancheta asupra circumstanțelor emiterii Ordonanței de Urgență 13. Noi nu suntem în conflict cu Inspecția Judiciară. Atunci când Inspecția Judiciară are de făcut diverse verificări, își exercită atribuțiile. Noi, ca procurori, suntem obligați să furnizăm acele date sau informații care sunt necesare pentru ca Inspecția Judiciară să ajungă la o concluzie. Dar ați spune că e o tentativă de intimidare a procurorilor această anchetă privind Ordonanța 13? Ancheta a început undeva în luna martie, este o etapă premergătoare, o să vedem ce va decide secția pentru procuror. Este o procedură în curs, din acest motiv eu nici nu pot să fac niciun fel de comentariu, dar noi o să ne continuăm activitatea la DNA, o să continuăm să facem dosare, să facem investigații, la fel ca și până acum, și o să așteptăm decizia în acest caz. Bun, o să revenim asupra relațiilor cu Inspecția Judiciară, mai sunt de lămurit acolo niște chestiuni, însă ieri am aflat, n-au trecut 24 de ore, că o judecătoare de la Înalta Curte, Ana Maria Dascălu, este pe cale să se pensioneze. Întâmplarea face, dosarele, apropo, se distribuie aleatoriu, întâmplarea face ca doamna Dascălu să facă parte din completele care îi judecă pe Liviu Dragnea și pe Călin Popescu-Tăriceanu, între alții, Gabriel Oprea, dacă mi-aduc bine aminte, care sunt, din punctul de vedere al DNA, consecințele? Ce se întâmplă de aici încolo? Se întâmplă ce decid judecătorii care judecă dosarele noastre. În momentul în care noi am făcut rechizitoriul și am trimis dosarul în instanță, treaba noastră încetează din punct de vedere al deciziilor. Avem un procuror de ședință care participă la judecarea acestor cauze, dar judecătorii judecă și ei decid ce se întâmplă mai departe. Evident, dar procurorul trebuie să reia cazul, să reia pledoariile, să ce se întâmplă acolo? Nu, nu procurorul preia cazul, procurorul doar poate să propună probe, procurorul poate să pună întrebări persoanelor care sunt audiate, dar toate deciziile se iau de către judecător, judecătorul admite sau respinge anumite probe, judecătorul decide dacă anumite persoane trebuiesc reaudiate sau nu, la cererea procurorului sau la cererea inculpaților sau avocaților lor, deci totul depinde de completul de judecată, ei decid. E o amânare a pronunțării, Dumnezeu știe cu cât. Asta îmi spuneți? Nu este o situație diferită. Mi-e foarte greu să o comentez, mai ales că este vorba de cazuri particulare. Da. În general,
Judecătorii decid dacă se reia administrarea anumitor probe atunci când se invocă acest lucru sau ce se întâmplă în etapa cercetării judecătorești. Până la urmă, eficiența DNA se măsoară în numărul de dosare create și de condamnări obținute. Credeți că în cazul acestor dosare, a căror rezolvare este amânată din acest motiv tehnic, aș zice, există un risc ca ele să se termine cu achitare? Nu. Dacă vorbim de dosare care se întind pe o durată mare de timp, principalul risc poate fi prescripția. Au fost situații în care s-au dat soluții după 7 ani, 8 ani de zile, 9 ani de zile, 10 ani de zile și într-unele dintre situații a intervenit prescripția. Dar acest lucru, termenul de prescripție depinde de fapta care este comisă și depinde de data la care s-au făcut anumite acte în dosar, pentru că, cursul prescripției poate fi întrerupt în anumite situații. Și în cazul acestor dosare specifice la care s-a referit colegul meu, care au picat cumva în completul doamnei judecător care se pensionează, există vreun risc de prescripție în vreunul dintre ele? În acest moment nu. În acest moment nu. Bun, domnul Dragnea a fost deja condamnat în dosarul referendumul, e judecat pentru presupusa angajare ilegală a unor colege de partid de la PSD la protecția copilului Telorman, dar am aflat vara aceasta, multe luni n-au trecut, că DNA verifică și o serie de afaceri ale companiei telormanene Teldrum. În ce stadiu sunt ele în momentul de față? Avem un dosar în lucru, din păcate nu pot să fac foarte multe comentarii în acest moment. Noi am dat un comunicat de presă la momentul la care s-au făcut niște învinuiri și nu pot să fac alte comentarii în plus, pentru că orice alt comentariu poate să ne influențeze ancheta. Colaborați cu, să spun, colegi din afara granițelor României? Da. Cu procurori din Brazilia, care da, știm, anchetează presupuse afaceri ilegale? Avem o corespondență cu colegii noștri de acolo, dar nu pot să detaliez aceste lucruri. Permit eu să insist, e vorba de o țară sau mai multe țări? Nu, vorbeam despre o corespondență cu colegii din Brazilia. Strict Brazilia, nu mai există și altele. Alt lucru nu vă pot confirma în acest moment. Laura Codruța Căveș și procurarea șefa Direcției Naționale Anticorupție în direct pe Drum cu Prioritate la Europa FM. Menționam relațiile pe care le aveți cu inspecția judiciară. Ați spus că nu există din punctul dumneavoastră de vedere un conflict între cele două instituții, dar iată, au ajuns la CSM mai multe sesizări privind maniera în care s-a făcut un control la Direcția Națională Anticorupție și chiar un memoriu depus de doamna Elena Rădescu, șefa echipei de control, care a acuzat conducerea acestei instituții de implicare nelegală în verificări. Cum adică? Bun. Acest memoriu vizează o chestiune internă a inspecției judiciare cu care DNA nu are nimic de a face. Ce se întâmplă între membrii echipei de control, între echipa de control și conducerea inspecției, nu are nicio legătură cu DNA. Eu v-aș povesti un pic cum s-a derulat acest control la DNA și care este motivul pentru care eu am trimis niște solicitări la Consiliul Superior al Magistraturii, la secția pentru procurori. Acest control a început așa cum a fost stabilit în data de 17 iulie, s-a finalizat în 25 august, deci pe o perioadă de 6 săptămâni, procurorii din DNA au stat la dispoziția inspectorilor. Au fost prezentate toate datele, toate documentele, toate informațiile, toate explicațiile care ne-au fost solicitate. La finalul controlului, conform procedurii, trebuie prezentate niște concluzii preliminare. Aș vrea să preamintesc că am fost 6 ani de zile procuror general al României și fiind membru în secția pentru procuror, am citit toate rapoartele de control care s-au făcut în cei 6 ani și, sigur, acest obicei mi l-am păstrat și acum, citesc tot timpul rapoartele de control făcute de inspecția judiciară la alte structuri de parchet pentru a vedea ce probleme sunt identificate și să evităm să avem aceleași gen de procese. Deci am citit zeci de astfel de rapoarte de control. A fost un lucru inedit, care nu s-a întâmplat în alte situații, și anume, în momentul prezentării concluziilor, o parte a echipei a decis să ne prezinte concluziile verbal, o altă parte a echipei a decis să prezinte concluziile în scris și ne-a trimis în au format și explicat script, de ce procesează diferit aceste... Asta nu este problema noastră, este o chestiune a inspecției judiciare. Dar
plecând de la acest lucru, eu am făcut o solicitare către Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la anumite chestiuni de procedură, care, din punctul nostru de vedere, trebuie lămurite înainte de a se da raportul. Pentru că orice chestie de procedură, dacă nu este reglementată, nu este rezolvată, nu este tratată unitar, ea poate influența raportul care urmează a fi scris. Atunci această solicitare am adresat-o inspecției judiciare și am adresat-o Consiliului Superior al Magistraturii. Este o solicitare care se referă la anumite chestiuni de procedură și de metodologie a efectuării controlului. Deci nu are nicio legătură cu ceea ce a apărut în nota coordonatorului echipei și ceea ce se întâmplă la inspecția judiciară. Ceea noi, ce a ca procurori acolo, în DNA, 6 săptămâni am stat la dispoziția inspecției și am furnizat absolut toate datele și informațiile pe care le-am cerut. În acest moment ne dorim să apară raportul cu constatările care vor fi scrise de membrii echipei de control, dar în același timp dorim să ne lămurim pe metodologii și pe proceduri pentru a nu fi în situația în care acest raport să poată fi combătut că există vicii de procedură. Și eu acest lucru am cerut CSM-ului și Inspecției Judiciare. Foarte pe scurt, doamna Căveși, înaintea unei necesare pauze de publicitate, se face referire în memoriul acela la efectuarea într-un anumit mod a controlului de natură a crea condiții pentru scurgeri de informații în cauze aflate în proceduri speciale. S-a întâmplat sau nu asta? O să vedem dacă s-a întâmplat sau nu. Pot să vă spun că inspecția, în cadrul inspecției s-au verificat dosarele în curs. Inspectorii au avut acces la toate actele de procedură pe care le-au solicitat, din dosarele pe care le-au solicitat să le vadă. Au fost făcute verificări și cu privire la modul în care procurorii din DNA au respectat normele de procedură penală privind supravegherea tehnică, mai precis a interceptării comunicațiilor. Nu știu ce elemente a avut la bază coordonatorul echipei de control când a scris acel memoriu. Pot doar să vă spun ce am pus noi la dispoziție și ce a fost văzut în cadrul controlului. Vă temeți că există riscul să se fi scurs informații din Direcția Națională Anticorupție? Obligația noastră era să prezentăm ceea ce ni se cere. Dacă ni s-au cerut dosarele în curs, le-am prezentat. Dacă ni s-au cerut acte din dosar, le-am prezentat. Dacă ni s-au cerut să arătăm anumite proceduri privind interceptările, noi le-am prezentat. Ați avut senzația că inspectorii erau interesați de anumite dosare? Nu pot să comentez în acest moment această informație. Când va fi scris raportul, atunci o să pot să fac mai multe comentarii. Eu n-aș dori să comentez modul în care s-a desfășurat acest control, pentru că oricum există foarte multe discuții în spațiul public privind acest control. Noi ne dorim să apară raportul și în funcție de concluziile care vor fi acolo vom decide dacă trebuie sau nu să facem obiecțiuni. Promitem să revenim cu această întrebare. Laura Codruța Căveși și procurarea șefa Direcției Naționale Anticorupție în direct pe Drum cu Prioritate. Revenim în 2 minuțele. Ziua afacerii tale se apropie. Notează în calendar. 10 octombrie. Înscrie-te și participă pe www.ziuaafaceritale.ro. Festivalul tomatelor la Flanco. Pregătește-te pentru toamnă și cumpără-ți cel mai bun ajutor în bucătărie. Mașina de tocat Zelmer, putere 1900W, cu accesorii de roșii, cârnați și două site, este doar 329 lei, cu 26% reducere. Zelmer, de încredere. Flanco. Ana, săptămâna asta e ziua ta și o să te sune toți. Noi la Penny însă vrem să-i felicităm și pe ceilalți sărbătoriți ai săptămânii. La mulți ani Vavila, la mulți ani Sozont, Amfilohie și Mitrodora, la mulți ani Autonom. Și vă așteptăm pe toți la Penny cu oferte de sărbătoare. Ai Vandor, praline belgiene, 250 de grame la doar 7,99 lei și Jacob's Cronum, cafea măcinată 500 de grame la numai 18,99 lei. Penny știe ce ne place. Ofertă valabilă în perioada 6-12 septembrie 2017, în limita stocului disponibil. Ai auzit? Și că a venit berea, și micii, și bavarezele, și zânele. Unde, domne? La Oktoberfest în Brașov, la fostul stadion municipal, în perioada 7-17 septembrie. Ciucaș, să înceapă relaxarea. Pentru cei peste 18 ani. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dense. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii pe motan.ro. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
Drum cu prioritate pe Europa FM. Laura Codruța Căveși, procurarea șefa Direcției Naționale Anticorupție, invitată în studiourile noastre, într-un moment tensionat pentru toată lumea, nu doar pentru DNA. Menționam relațiile cu Inspecția Judiciară și ne spuneați în urmă cu vreo câteva zeci de minute că presupusa plănuită trecerea Inspecției Judiciare în subordinea Ministerului Justiției ar fi în neregulă din punctul de vedere al procurorilor. Să revenim puțin la propunerile de modificare a legilor justiției formulate de domnul Tudorel Toader. Aceasta ar fi prima nemulțumire a dumneavoastră? Cum să-i spun? Putem să spunem că a fost prima observație și pare a fi cea mai importantă, nu doar din perspectiva activității noastre ca procuror, dar și din perspectiva monitorizării pe care Comisia Europeană o face. Revin din nou la perioada când eram procuror general. Una dintre recomandările făcute de foarte multe ori de către Comisia Europeană în rapoartele MCV a fost aceasta, de a constitui o inspecție judiciară independentă. Și a fost un efort foarte mare, inclusiv din interiorul sistemului judiciar și la acel moment, din partea Ministrului de Justiție și a Parlamentului, de a face o lege pentru că această instituție să devină independentă. Și această instituție a devenit independentă și a fost organizată în forma în care este acum și datorită acestui mecanism de cooperare și verificare. Problema noastră este însă următoarea. Pe ce elemente se bazează inițiatorul acestui proiect când spune că inspecția nu ar fi independentă? Sau ce elemente duc la concluzia că modul de organizare al inspecției ar trebui schimbat? De ce sunt garanții mai mari că inspecția ar fi mai eficientă dacă trece la Ministerul Justiției decât dacă rămâne în continuare la Consiliul Superior al Magistraturii? Ce se schimbă? Deci sunt câteva întrebări la care noi n-am avut răspuns și la care nici nu putem să dăm răspuns pentru că nu noi am inițiat acest proiect. Noi doar am semnalat ce probleme pot apărea. Independența inspecției judiciare este strâns legată de independența magistraților, fie ei că sunt procurori sau judecători. Ar castra o astfel de prevedere Direcția Națională Anticorupție, după cum am auzit în ultimele zile? Nu aș folosi astfel de termeni, aș spune doar că, indirect, procurorii ar fi în subordinea Ministrului Justiției cu consecințele pe care eu deja le-am spus. Doamna Căveși, aș vrea să ne uităm un pic și la poza mare. Atunci când ați trecut la parchetul general la DNA, cel puțin din punct de vedere politic, era un sprijin puternic pentru lupta anticorupție, măcar la nivel declarativ. În momentul ăsta, aproape niciun partid din România, cu o excepție notabilă și mică, nu mai sprijină fățiș lupta anticorupție. Simțiți că s-a schimbat ceva și dacă da, ce? În relația cu instituțiile, nu neapărat cu partidele. În activitatea noastră niciodată nu ne-am bazat pe partidele politice. Ne-am bazat pe instituții precum Consiliul Superior al Magistraturii, pe instituții precum Ministerul Justiției, cu care trebuie să interacționăm atunci când vorbim de legi sau atunci când vorbim de asigurarea resurselor de care avem nevoie, cu judecătorii, pentru că în activitatea noastră suntem strânși legați de ceea ce fac judecătorii și acest lucru doar din perspectiva unificării practicii judiciare și nu din alte motive. Deci nu ne-am bazat niciodată pe partide sau pe politicieni în activitatea noastră. Dar se poate fără politicieni? Ei fac legile până la urmă. Trebuie să existe o relație instituțională cu Parlamentul. De aceea, de câte ori au fost proiecte de legi în Parlament, noi am trimis punctele de vedere. De foarte multe ori aceste puncte de vedere ne-au fost solicitate chiar de comisiile juridice ale Parlamentului. Uneori au fost solicitate direct, uneori au fost solicitate prin Ministrul Justiției, uneori au fost solicitate prin Consiliul Superior al Magistraturii. Nu contează modul în care ți se cere punctul de vedere, important este să poți să exprimi un punct de vedere, să explici niște consecințe ale unor dispoziții care pot sau nu să intre în vigoare și care pot sau nu să-ți influențeze activitatea. Posibilă subordonare politică a procurorilor, spuneți odată, cu trecerea inspecției judiciare, dacă să va fi să se întâmple în felul acesta la Ministerul Justiției? Da, mai există și alte discuții în spațiu public legate de subordonarea procurorilor față de Ministrul Justiției, cel puțin din perspectiva mea și ca procuror și ca fost procuror general și ca șef de DNA, una dintre premizele de bază ale obținerii unor rezultate în lupta cu corupția și cu fenomenul infracțional este independența sistemului judiciar. Dacă procurorii nu vor fi în continuare independenți și nu vor fi lăsați să-și facă treaba, nici anchete de genul celor care au fost făcute de DNA în ultimii 4 ani nu o să se mai facă. Ați zice în momentul ăsta că e un pericol real, iminent, ca procurorii să-și pierdă independența?
Depinde foarte mult de modul în care se vor adopta aceste proiecte de legi despre care vorbim. Bun. Cum rămâne cu fugarii celebri din România pe care DNA îi anchetează? L-avem pe Sebastian Ghiță, Puiu Popoviciu, care iată astăzi anunța că are de gând să conteste o seamă de măsuri judiciare luate în România la adresa domniei sale și așa mai departe. Noi nu avem atribuții de pază. Noi, DNA, facem investigații. Treaba noastră este să strângem probe și atunci când ajungem la indicii și la probe că o persoană ar fi comis o faptă penală, să trimitem în judecată, să susținem acuzația. Asta este treaba noastră. Treaba noastră nu este să păzim inculpații, mai ales atunci când aceștia sunt trimiși în judecată, procesul lor durează 4 ani sau 5 ani sau 6 ani, atunci când nu sunt dispuse măsuri preventive sau când măsurile preventive pe care noi le solicităm sunt ridicate. Cred că în ultimele situații care au fost cel puțin în acest an, au fost situații în care, deși erau inculpați sub control judiciar, ei au reușit să plece din țară. Nu a întrebat nimeni poliția română cum au reușit să treacă frontiera, nu știu dacă s-au constituit dosare penale pentru trecere frauduloasă a frontierei pentru că ei aveau interdicție de a se prezenta, dar în niciun caz nu este treaba DNA-ului ca în momentul în care a instituit un control judiciar la un inculpat să-l păzească. Este treaba poliției. Poliția stabilește programul, poliția îl verifică dacă este la domiciliul pe care... Când spuneți că nu a întrebat nimeni poliția, la cine vă gândiți când spuneți nimeni? Vă referiți la Parlament? În cazul Morgenstein. Vă rog. Care a avut control judiciar și a plecat din țară. În acea situație, noi am sesizat și Ministerul de Interne și am sesizat și Procurorul General pentru faptul că, deși această persoană nu s-a prezentat conform programului la poliție, el a plecat din țară și poliția nu a cunoștințat instanța despre acest lucru, decât după aproximativ 3 săptămâni. Și v-a răspuns Ministerul de Interne? Nu, a fost o conferință de presă, ne-am uitat cu toții la acea conferință de presă și am văzut ce măsuri s-au... Deci, ca să înțeleg bine, dumneavoastră ați trimis o hârtie oficială către Ministerul de Interne, care a rămas la Ministerul de Interne și nu s-a mai întors niciodată cu un răspuns. Corect? Vă propun să luăm o întrebare de la un ascultător. Bună ziua, doamna procuror șef, și bună ziua realizatorilor emisiunii. Întrebarea mea este cum reușiți să manageriați sau dacă se manageriază în Direcția Națională Anticorupție sentimentul de frustrare legat de eliberarea sau scăparea din închisoare a multor condamnați penal și dacă se face acest lucru din punct de vedere psihologic sau, mă rog, dacă aveți anumite recomandări și pentru noi, cei din societatea civilă care trăim de nenumărate ori sentimentul de frustrare că oameni condamnați penal, demonstrați, inculpați și infractori, scapă și pe lângă faptul că scapă, nu suferă de recuperarea prejudiciului. Vă mulțumesc, Alex din Sibiu. Concitadin de-al dumneavoastră, nu, presupun că nu vă cunoașteți. Da, nu ne cunoaștem. Pot să vă spun doar că noi nu gândim cu sufletul. Deci, iată, noi o precizare ca interesantă. Trebuie să fim reci, să aplicăm dispozițiile legale. Pentru noi este important să ne facem treaba, să facem investigațiile atunci când reușim să strângem probe, să trimitem o persoană în judecată. Pentru noi rezultatul muncii se vede atunci când obținem hotărârea judecătorească, că ea este de condamnare sau de achitare. Deci, din punctul nostru de vedere, treaba ne-am făcut-o în momentul în care obținem o hotărâre judecătorească definitivă. Noi nu gândim cu sentimentele. Faptul că o persoană intră în pușcărie, are, nu știu, o pedeapsă de 5 ani, de 7 ani, de 8 ani și după o perioadă de timp este eliberată, noi nu judecăm și nu ne trăim viața prin prisma acestor evenimente. Deci mi-e foarte greu să-i răspund domnului Alex la această întrebare. Dar important pentru noi este să ne facem treaba. Și în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor, cred că aici a fost una dintre întrebări. Noi, ca procurori, nu avem niciun fel de atribuții legate de confiscări, efectiv. Treaba noastră este să identificăm bunuri și să le sechestrăm. Mai departe, după ce judecătorii, prin hotărâri, decid confiscarea celor bunuri, este treaba Ministerului de Finanțe și altor instituții.
Noi, ca procuror, avem doar obligația să identificăm bunuri. Spre exemplu, anul trecut noi am instituit sechestre de peste 667 milioane de euro. În anumite dosare, pentru că am constituit în cadrul DNA o structură de investigații financiare. Este un compartiment care este un proiect pilot pe care eu mi l-am propus prin proiectul managerial și pe care l-am dezvoltat în cadrul DNA și sper să-l putem dezvolta și la nivel teritorial. Practic, în această structură avem polițiști coordonați de un procuror care fac doar investigații financiare. Atunci când avem o persoană, spre exemplu, care a primit mită, deschidem o investigație financiară, îi verificăm averea și dacă constatăm că există discrepanțe vădite între veniturile sale legale și avere, atunci mergem pe procedura confiscării extinse. Sunt două elemente extrem de importante aici pe care vreau să le spun. Această procedură se poate aplica doar pentru bunurile dobândite după anul 2012, pentru că atunci a apărut legea privind confiscarea extinsă și în 2012 Curtea Constituțională a dat o decizie care a spus că nu pot fi confiscate bunuri anterior, dobândite anterior anului 2012. Deci, și din punct de vedere statistic, dacă ne uităm, măsurile asiguratorii și măsurile dispuse pentru confiscare extinsă au crescut doar pentru bunurile dobândite după anul 2012. Într-un singur dosar ne-am reușit să facem o astfel de investigație și să dovedim că discrepanța dintre venituri și avere este de aproape 1 milion de euro și am propus confiscarea averii. Puteți să ne spuneți care dosar? Da, este în cazul unui primar din București. Și tot prin intermediul acestui compartiment pe care l-am înființat, am reușit în 2016 să sechestrăm bunuri în străinătate. Am indisponibilizat imobile în sudul Franței, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Deci, cel puțin noi ca procurori încercăm în toate anchetele noastre să identificăm câte mai multe bunuri și să le indisponibilizăm. Problemele apar atunci când, prin hotărâre judecătorească, se decide confiscarea acestor bunuri, și celelalte instituții nu știm în ce procent reușesc să confiște efectiv aceste bunuri sau nu. Cât s-a recuperat din aceste sechestre de 667 de milioane? Am reținut bine? Da. Aici așteptăm, într-unele din dosare s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive. Anul trecut suma care a rămas definitivă de confiscat este undeva la 200 de milioane de euro. Mai departe nu pot să vă spun cât s-a confiscat, că nu este competența de. Deci din mai bine de jumătate de miliard de euro s-au recuperat vreo 200 de milioane. Da, efectiv, da, pentru că nu toate procesele au fost judecate în același an. Sunt procese care se judecă în 2-3 ani. Dar din cele 200 de milioane de euro decise de instanță, trebuie întrebat Ministerul Finanțelor cât la sută din cele 200 de milioane a reușit să confiște efectiv sau nu. Vorbind cu ascultătorii noștri, ne-au spus mai mulți dintre ei că au această senzație, că în ultima vreme activitatea DNA este mai puțin intensă decât a fost în anii trecuți. E corect? Greșesc oamenii? Din punct de vedere statistic îi contrazic. Statistica este observatorul cel mai obiectiv, aș putea să spun eu. Ca număr de persoane trimise în judecată, ca număr de rechizitorii, cred că lucrurile stau la fel. Cel puțin în anul acesta avem peste 209 trimiteri în judecată, sunt peste 570 de inculpați trimiși în judecată, deci statistic am cum stăteam și anul trecut. Cred că oamenii se referă la acei așa numiți pești mari despre care vorbea cu multă vreme în urmă baroneasa Emma Nicholson. Vă reamintesc ce am spus anul trecut în martie 2016 când Curtea Constituțională a pronunțat o decizie privind modul în care se lucrează pe interceptările convorbirilor. Și în acel moment am spus că DNA nu are suficiente resurse și am spus că ritmul de soluționare a dosarelor va crește. Imaginați-vă că în DNA sunt procurori care au 70 sau 80 de dosare în același timp. Da? Unele cu miniștri, cu senatori, cu deputați, cu primari, de președinți de consilii județene, cu ce avem noi în competența noastră. Să lucrez în 80 de dosare singur în același timp este extrem de greu. Pentru că, spre deosebire de ceilalți procurori din alte structuri, unde ei pot doar să supravegheze urmărirea penală, la DNA competența de a efectua urmărirea penală este obligatorie pentru procuror și el trebuie să facă efectiv ancheta. Un procuror din DNA este ajutat în anchetă de unul sau doi polițiști. Gândiți-vă că trei oameni
cerut resurse și nu vi s-au acordat? Am cerut, sigur că da. Anul trecut am făcut o solicitare la Ministerul Justiției, am cerut și resurse materiale și resurse umane. Din totalul persoanelor pe care le-am cerut, am primit un număr de 40 de posturi de polițiști. Eu am făcut cel puțin 5 reveniri la Ministerul Justiției începând de anul trecut și terminând. Deci de la doamna Prună încoace nu ați reușit să găsiți deloc înțelegere, deci, la Ministerul revenirile Justiției? Revenirile avem de undeva din septembrie anul trecut până ultima revenire, dacă nu mă înșel, este la sfârșitul lunii iulie sau august, către Ministrul Justiției, în care am adus la cunoștință această situație. Însă trebuie să vă dau un exemplu recent. Acest dosar cu care a fost făcut săptămâna trecută și în care am declanșat o acțiune cu învinuiri pe Casa Națională de Sănătate. Este un dosar recent, a cărui am înregistrat un denunț la începutul lunii martie și în care a lucrat un procuror cu doi polițiști. Au fost atât de multe activități de făcut, de audiat martori, de verificat documente, de redat note de interceptări telefonice și ambientale. Am avut situații în care au fost câte 15 polițiști care au lucrat non-stop, câte 2-3 săptămâni, să reușim să declanșăm acțiunea în acest caz. Și este un singur dosar. Și noi în acest moment avem peste 6300 de dosare. Deci este foarte greu cu aceste resurse limitate să menținem același ritm cum era poate în 2014 sau 2013. Cât ați cerut în total? De cât ați spus că aveți nevoie? Inițial am cerut 120 de polițiști, am primit 40. Pot să vă dau cifrele. Ce v-a spus exact ultima oară domnul Toader sau cine era ministrul justiției, ultimul ministru al justiției cu care ați discutat subiectul ăsta? Ce v-a spus? Nu pot să ți le dau, nu le am, nu vrea altcineva să mă lase să dau aceste resurse? N-am făcut mai multe reveniri în scris la Ministerul Justiției. Ultima m-a spus este, cred că, în luna, sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august de acum. Sunt convinsă că această solicitare este undeva în minister, cineva o analizează și vom primi un răspuns. O să vă spun ultimul când primim acel răspuns. Deocamdată n-am primit. La ultima solicitare nu am primit niciun fel de răspuns. Vă mai dau un exemplu. Noi nu avem translatori. Atunci când avem, spre exemplu, interceptări ale comunicațiilor, noi nu avem translatorii noștri angajați. Am cerut inclusiv suplimentarea schemei pentru a putea angaja translator, că nu toată lumea vorbește limba română. Sigur, avem translatori de engleză și de franceză, dar mai sunt și alte limbi care se vorbesc. Și este foarte dificil, în cursul unei investigații care nu este publică, să apelez la un translator care este autorizat să facă interceptări. Pentru că, în acest fel, există posibilitatea ca date din dosar să se scurgă spre exteriorul instituției. Dar nu au aceste ministere pe care le-ați menționat, finanțele, justiția, un termen legal în care să vă răspundă, precum e cu legea accesului la informații de interes public, în 30 de zile? Nu, nu este prevăzut un termen. Noi așteptăm. De fiecare dată am așteptat. Cam la 2 luni noi am făcut reveniri. Deci am făcut reveniri. Chiar unul dintre obiectivele controlului a fost modul în care am asigurat resursele umane în DNA și am pus la dispoziție echipei de control toate aceste solicitări repetate pe care noi le-am făcut către Ministerul Justiției. Sigur, începând de anul trecut și terminând cu... Aveți această senzație că dinspre partea guvernamentală există o, nu știu cum să o numesc, nepăsare, reavoință în ce privește DNA-ul? Nu pot să trag astfel de concluzii. Eu am spus ce am cerut, o să așteptăm un răspuns. Laura Codruța Căveș și procurarea șefa a Direcției Naționale Anticorupție, în direct pe drum cu prioritate la Europa FM, ați menționat interceptările convorbirilor telefonice și de altfel. Duceți cumva instituția, duce lipsa protocoalelor de colaborare cu SRI, între altele? Nu are nicio legătură protocolul de colaborare. În acest moment avem niște dispoziții legale pe care noi trebuie să le respectăm. Din punct de vedere tehnic, noi respectăm în totalitate dispozițiile legale. Problema este că ducem lipsă de resurse. Sunt anumite activități și vă dau un exemplu cu supravegherea operativă, cum o numim noi, dar un termen popular este acel filaj. Câteodată ai nevoie de filaj, să vezi o persoană care se deplasează dintr-o parte în alta. Vă dați seama că trebuie resurse umane și resurse materiale să poți să faci această activitate pe care noi nu o desfășuram. Pentru deci, că noi eram procurori și făceam. Acelor sigur că protocoale? Da, sigur că da, sigur.
În acest moment, singura instituție care poate să ne asigure acest sprijin este Poliția Română. Dar la Poliția Română apelează toți procurorii din România. Toate structurile de parchet din România apelează la Poliția Română, care și ea, la rândul ei, are resurse limitate. Aceeași Poliție Română care, ne spuneați mai devreme, scapă infractorii de sub supraveghere. Dar mergând mai departe, apropo de interceptări ale convorbirilor, ale discuțiilor, ale ședințelor, ați fost protagonista unui astfel de episod, s-a lămurit, s-a făcut expertiza asupra celor înregistrări apărute în spațiul public acum vreo câteva luni? Da, este un dosar în curs. O să lămurim lucrurile, dar nu pot să furnizez mai multe informații pentru că este o investigație în curs. Dar ați apucat deja să declarați că o parte a celor vorbe erau rostite de dumneavoastră la o întâlnire cu subordonații, că erau autentice și că altele ar fi fost, știu și eu, montate. Da, exact. Și cred că acest lucru se poate dovedi foarte simplu. Inclusiv doar ascultând interceptările, sunt anumite pasaje care, de cuvinte care au fost redate într-un fel, dar pe exprimare este altfel, însă sunt expresii care nu mi-aparțin și pe care eu nu le-am folosit în acea ședință. Este foarte simplu de dovedit și cu o expertiză tehnică, dar și cu procurorii care au fost prezenți la ședință. Deci, pur și simplu, anumite pasaje din acea interceptare au fost prelucrate și au fost puse cuvinte în altă ordine sau au fost comasate cuvinte din diferite propoziții ca să se construiască o propoziție nouă. Ați rostit propoziția "eu mi-am asumat ancheta OUG 13? Da, asta am rostit-o. Nu este printre expresiile pe care le-am contestat atunci, sunt alte expresii, unele nici măcar nu pot să le reproduc pentru că nu le folosesc. Dar n-am discutat de decapat instituțional, de anchetat premier și ce s-a mai vehiculat. Doamna Cheveș, e clar că sunteți supusă unei presiuni mediatico-politice. Nu mă pic, aș vrea să lămuresc aici cu OUG 13. Da, mi-am asumat, pentru că eu, din punct de vedere al atribuțiilor pe care le am, una dintre atribuții este să verific legalitatea actelor din DNA și să mă asigur că toți procurorii respectă legea. Și din această perspectivă, a faptului că noi am respectat legea în tot ce a însemnat acel dosar, din acel punct de vedere, în acea ședință am spus că noi ne-am asumat acest lucru și că tot ceea ce s-a întâmplat a fost legal. Așa, asumarea la acest lucru nu ar însemna în momentul de față și asumarea consecințelor, pentru că s-a rostogolit. Asumat înseamnă tot ce ți-asumi, inclusiv din momentul înregistrării până s-a dat soluția, tot ce s-a întâmplat în acel dosar, eu am cunoscut ca șef, am considerat și consider în continuare că nu s-a întâmplat nimic nelegal, că procurorii au respectat legea în tot ceea ce s-a făcut și din această perspectivă, în cadrul ședinței, am zis că mi-am asumat și mi-asum în continuare tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Sunteți supusă unei presiuni destul de mari, evident. Sunt politicieni care nu vă plac, sunt trusturi de media care nu vă plac. Întrebarea mea era dacă credeți, uitându-vă la cum arată lucrurile astăzi, că reușiți să vă duceți mandatul până la capăt. Eu o să-mi fac treaba în continuare. Personal nu mă simt intimidată oricât de multe hărțuiri și atacuri, pentru că în ultima perioadă am observat și intensitatea acestor atacuri, au crescut și modul de hărțuire a procurorilor din DNA s-a diversificat. Cel puțin, dintr-o anumită perspectivă, asta ne arată că suntem pe drumul cel bun. Adică am deranjat pe cine trebuie. Și faptul că se pun sume mari de bani în circulație pentru a fi atacați, ne arată din nou că suntem pe drumul cel bun. La ce vă gândiți? La Black Cube sau la ce vă gândiți? Da, la Black Cube și au mai fost informații publice și cu alte companii de lobby și bani plătiți pentru a se face campanii împotriva DNA-ului, din ce în ce mai agresive și din ce în ce mai... Dar în ancheta aceea privind Black Cube aveți informații noi? Nu este dosarul în investigare la DICOT... Ei trebuie să răspundă la acest lucru. Eu am dat declarație, toate informațiile pe care le-am avut le-am dat procurorilor, am dat și o declarație în acel dosar. Nu, în acest moment nu am alte informații decât cele pe care le-am dat procurorilor. Foarte pe scurt, în minutul care ne-a mai rămas pe drum cu prioritate la Europa FM, anchetați demnitari cu rang înalt, instituții, când este cazul, diverse firme care au contracte cu statul, e doar la stat corupție în România? Nu, avem și dosare care vizează corupția în mediul privat și au fost astfel de situații care au și fost făcute publice. Noi investigăm orice fapte de
corupție care sunt date în competența Direcției Naționale Anticorupție. Indiferent că sunt comise în mediul privat sau în mediul public sau sunt comise de cetățeni români sau de străini, dar atunci când aceștia desfășoară activitatea infracțională pe teritoriul României, că nu o să pot să merg în America sau în Spania să anchetez o firmă spaniolă că a dat mită la un funcționar spaniol. Deci, da, puteți să ne dați două astfel de exemple recente de corupție în domeniul privat anchetată de DNA? N-aș vrea să nominalizez pentru că s-ar putea să existe discuții că am nominalizat un anumit dosar sau nu. Ele sunt publice, sunt pe site-ul nostru și mi-ar fi foarte greu să nominalizez un dosar din cele multe care sunt. Laura Codruța Căveși, procurarea șefă a Direcției Naționale Anticorupție, în direct pe Drum cu Prioritate la Europa FM. Mulțumiri! Mulțumesc și eu! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine! Europa.